De când a devenit viceprimar al Buzăului, Ionuț Apostu și-a asumat misiunea de a împodobi municipiul cu câte doi brazi pentru sărbătorile de iarnă. Unul dintre pomii de Crăciun era amplasat în fața Palatului Comunal, unde se organiza și Târgul de Crăciun, celălalt în Parcul Crâng la Obelisc, noua locație pentru târg, unde va fi amenajat și orășelul copiilor. Sărbătorile de iarnă sunt din ce în ce mai aproape și primăria a început deja să se pregătească. Ca în fiecare an, iată, ne pregătim pentru organizarea Târgului de Crăciun. Chiar vineri va fi probabil o ședință extraordinară a Consiliului Local, prin care, în urma căreia va fi adoptat regulamentul pentru organizarea Târgului de Crăciun, și în paralel căutăm iarăși un brad de Crăciun. Așa cum știți, de câțiva ani a devenit o tradiție în municipiul Buzău ca bradul de Crăciun sau brazii de Crăciun, pentru că, iată, unul va fi amplasat în Piața Daciei și unul în Parcul Crâng, în zona Târgului de Crăciun. Iată, așa cum spuneam, a devenit o tradiție ca bradul să nu fie tăiat din pădure și să apelăm la buzoieni care sunt interesați de a dona un astfel de exemplar de pe proprietatea fiecăruia. În anii anteriori, brazii de Crăciun au fost donați de cetățeni care locuiesc în oraș sau în localități din vecinătate. Viceprimarul va opta tot pentru ofertele din apropiere, atât din motive economice, cât și pentru a proteja pomii de stricăciunile survenite în timpul transportului. Brad care, din motive diverse, nu mai este dorit în gospodăria respectivă. Așa cum știți, am avut situații diverse, fie că afectează fundația casei, fie că a crescut foarte mult și există riscul de prăbușire, de a afecta proprietatea. Deja pot să vă spun că am primit câteva semnale din partea buzoienilor, unii chiar din municipiul Buzău, alții din județ, din diferite localități ale județului. În perioada imediat următoare o să merg pe teren împreună cu reprezentanții Urbiser să vedem care dintre aceste exemplare se pretează pentru a fi amplasat atât în Piața Dacia, cât și în Parcul Crâng. Chiar dacă, începând cu anul trecut, Târgul de Crăciun nu se mai organizează în Piața Dacia, unul dintre cei doi brazi va fi montat în fața Palatului Comunal. Am păstrat locația pentru amplasarea bradului de Crăciun, astfel încât el se va regăsi în peisajul, să spunem, sărbătorilor de iarnă în centrul orașului, în paralel cu iluminatul festiv. Buzoienii care au în curte un brad înalt și bogat pe care vor să-l doneze comunității buzoiene ca pom de Crăciun municipal sunt rugați să se adreseze pe orice cale de comunicație reprezentanților primăriei.